Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 86 din 15.06.2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Vârstănești Bacău, în data de 24.06.2020, ori de 16, la sediul primăriei Comunei Vârstănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inițierii planului de urbanism general al Comunei Vârstănești Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, modernizare, drum spre Mănăstirea Caracău, Comuna Vârstănești Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, lucrări de reparație și amenajare teren de fotbal, zona Ugenea, Comuna Vârstănești, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unei vitașe. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării și montării unui sistem de alarmă la sediul primăriei Comunei Vârstănești. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării planului anual de achiziții publice și investiții a Comunei Vârstănești pentru anul 2020. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vârstănești pentru anul 2020. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind înființarea rețea distribuție gaze naturale în Comuna Vârstănești, județul Bacău. Punctul numărul 9. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Și punctul? Și alegerea... Și alegerea unui președinte de ședință. Punctul 10. Alegerea președintelui de ședință. Trei luni. Se spune la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Se spune la vot procesul verbal din ședința din 30 aprilie 2020. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inițierii planului de urbanism general al Comunei Vârstănești Bacău. Primarul Comunei Vârstănești propune. Articolul 1. Se aprobă inițierea planului de urbanism general al Comunei Vârstănești Bacău, motivat de faptul că au fost demarate demersurile de actualizare ale acestuia, precum și regulamentul local de urbanism. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin compartimentul tehnic, urbanism și amenajarea teritoriului și va fi comunicat. Stai să-i primarul Comunei Vârstănești, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, executantul lucrării, precum și prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin afișare conform prevederilor legale prin grijă secretarului Comunei. Mulțumesc! Înainte de a trece la discuții, avem un domn aici. Dacă vreți să ne spuneți care sunt problemele dumneavoastră. Păi, în mod extrem, n-am o problemă. Am o problemă în general. Mă refer la Ordinul Ministru 767 din 2018, unde s-au făcut niște precizări de ocolul sindic referitor la articolul 1.a. Din ce se scrie acolo, e prea puțin spus, pentru că procedura la anexa 2 are mai multe articole și ar trebui menționate toate și afișate și la primărie. Pentru că mulți sunt neștiutori și nu știu ce au de făcut. Atât apuntez. După ce se face cunoscut toată procedura la anexa 2 și anexa 1 de la Ordinul Ministrului 767 din 2018, atunci discutăm. Deci, restul discuții inutile la ora actuală. Și a doua problemă, am auzit multă lume din sat și cred că și din alte sate vecine cu noi, că ursul mai este prin pădure. Și lumea nu se duce, mai ales în perioada asta, duce după ghebe, după ciuperci, după muri, după fraci, și nu se duce. Și nici eu nu mă duc. Păi atunci, dacă nu ne mai ducem, atunci la ce plătim impozite? Pui o întrebare. Păi dacă mi-e frică să mă duc la pădure, mi-e frică să lucrez câmpul, și atunci ce măsuri să ia?
Și măsuri se ia. Se spune cineva că s-a luat o măsură, să o știm. Este pădurar în sat, se ocupe să-l prindă ursul, să-l mute unde vrea. Păi, despre asta e vorba. Avem cazuri concrete, anul trecut, a murit un om acolo în dos. L-a prins ursul și l-a exterminat. O mai venit acum recent, am înțeles că la intrare în Târgov, la Scribrătești. Deci el e în perimetrul ăsta. Da. Acum e pe Grătești. Nu știu. Este o problemă care vreau să o aveți în atenție. Vă aveți în atenție. N-am zis altceva. Da, da. Și cu ordinul ministrului 767. Anexa 2, procedură, și anexa 1, procedură. Trecut toate articolele. Dacă te uiți pe internet, dacă nu știi să umbli pe el, îți dăm mai câteva articole, dar el are mai multe. Și trebuie văzute și cunoscute de toată lumea. Anexa 2, ai spus și? Și 1. 1, de procedură, de la ordinul ministrului 767, din 2018. Pentru că Ocorul a prezentat aici așa o științare. Uite ce aveți de făcut primăria și oamenii de sat. Dar de ce nu prezintă toate articolele? Să arătăm ce au și ei de făcut față de noi toți. Și după ce discutăm pe articole, atunci discutăm mai amplu. Așa am citit un articol, așa scrie. Dar prezintă-le pe toate. Și atunci se schimbă discuția. Vă mulțumim, se va lua. Deci m-ați înțeles cum pui problema. Am înțeles. Restul... Sănătate și auzit de zile. Am eu, mie mi-este frică să mă duc. Ce mai încă nu știu? Ce plec de-ai întâlnit cu el, mai împaște cum te cheamă? Da, nu țin de aia. Da. Cred că am fost destul de... A fost pe înțelesul nostru. A fost, da. Bine, vă mulțumesc și dezbatere frumoasă în continuare. Mulțumim. Doamna președinte, timpul alocat fiecărui vorbitor să fie de cel puțin 3 minute, până 5 minute, ca să... Doamna președinte, timpul alocat să votează de către Consiliu și numai dacă este un proiect mai, știu, mai elaborat, mai scufos. Pentru 3 de acolo cuvinte, nu cred că trebuie alocat timp la fiecare proiect. Bine. Numai dacă este prea elaborat proiectul și să scriu mai mult la cuvânt. Ok. Atât de trebuie. Atunci scrie doar discuție. Ca să știți, domnul Petru. Altcineva? Atunci vă dăm cuvântul. Bine, proiectul vechi am înțeles că nu mai e de actualitate. Problema s-ar pune să vă informați foarte bine cât sunt costurile referitoare la instalația din interior, de la poartă, în locuința omului. Dar nu, aici suntem la fugă acum, nu suntem la închizare de gaze. Gaze. Deci, acum e vorba de planul urbanist general și aici suntem la faza de avizare, la direcția agricolă, la toate instituțiile statului. Aici e problema, ca să știți. Da, așa, ce? Pentru că s-a construit mult în afara postului Buc, de acum 13 ani când s-a aprobat. Conform legii Buc este valabil maxim 10 ani. 10 ani. Deci, în 2013 s-a aprobat, în 2017 s-a reexpirat, ne-a dat prelungire timp de 5 ani. Dar și-o proiectat... Comisia să-l reacoare. Cu proiectare ce o faci cu peste 1 miliard? Da, este foarte scump, dar trebuie să facem că altfel amenzile sunt foarte, foarte mari și s-ar putea să nu ne mergea nici autorizați de construcție, nimic de voie să facem, dacă nu o trebuie acolo. Spune-mă, mai sunt discuții? De fapt, nu s-a mai întâlnit de domnul Petru. Cine este Petru? Abținere împotrivă? Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta al doilea punct. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, drum, Mănăstirea Caraclău, Comuna Măsănești, Dusul Batelor, Primarul Măsănești și Comunei Măsănești propune. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare,
drum spre Mănăstirea Caracol, Comuna Bârsănești, Bacău, conform anexei numărul 1 din devizul general. După cum urmează, total investiții 1.249.741,23 de lei, din care cei prosem 1.084.422,70 lei. Articolul 2. Se aprobă achitarea serviciului de proiectare pentru obiectivul de investiții modernizare drum spre Mănăstirea Caracol, Comuna Bârsănești, Bacău, din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pe anul 2020. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri va fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituții prin județul Bacău și primarul Comunei Bârsănești și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile legii prin grijă secretarului comunei. Aceeași problemă. Se pare că apar din nou investiții pe alte drumuri, din alte sate, în afară de satul Albele, ceea ce nu e corect. S-a tot spus mereu că mai facem investiția asta, după care o să trecem și la Albele. Țin minte că acum 4 ani de zile, când s-a început mandatul, era acel excedent bugetar care mi s-a promis că se va folosi jumate pentru Albele, jumate pentru Caraclou, parcă dacă ține bine minte. Se pare că el a dispărut, de la Albele n-a ajuns niciun lucru. Da. Vreau ca domnul primar și domnul viceprimar să spună că este televizat, să vadă și oamenii din Albele, de ce tot timpul are prioritate alte sate și la Albele, doar dacă ne certăm noi consilierii, doar dacă mai rămâne ceva, să se facă ceva. Nu mi se pare corect. Și cetățenii din Albele sunt plătitori de taxe și impozite, și cetățenii din Albele fac parte din, chiar dacă este satul cel mai mic, totuși, cred că ar trebui. Nu mi se pare corect să se facă ulițele în alte sate și Albele să n-aibă nici măcar un centimetru de asfalt. Dacă dumneavoastră mi se pare corect, eu, moral față de cetățenii din Albele, mă voi abține sau voi fi împotriva la acest proiect. Și vreau, sper și colegii care mă susțin să fac același lucru. Deci nu este corect. Mulțumesc! Domnul Petru? Aici se observă și 1.600.000 e proiectarea, deci diferența de la ce pusem până la totală e proiectare și aviz, care e așa 1.600.000, după aia la stadion acolo 5.300.000.000 și mai rămâne ceva și pentru la anul, să spunem, la altfel, nu mai rămâne mai nimic. Era vorba cu 10.000.000 să fie pentru altfel, dar problema aici... Per total... Per total, cam care ar fi contribuția Consiliului Local și care din sursele de unii depus proiectul din ăștia, 12 miliarde, la drumul la mănăstirea ta, spre mănăstire. Cam care ar fi partea Consiliului Local? Da, da. Dacă puteți voi, domnul primar, să după aia și sau până dăți o declarență de mai mult și deci noi acum am făcut proiectul, dacă vă aduceți aminte, în proședință de anul trecut a fost o discuție cu drumul de la Mănăstire. Noi am făcut proiectul ca să-l avem făcut. Nu să-l facem deocamdată de mai drumării, că nu sunt. Deci este proiectarea făcută. Noi după aia urmează, știu eu, ori prin PNL, ori și programul mai bine, să-l avem făcut, să avem internețele tot, ca să putem înainta. Primăria la ora actuală nu are mai multe așa face de omul ăla. Noi singurul ce este, trebuie să achităm proiectare. Atât. Deci, pentru drumul de la Caracol. Pentru stadion, aici depinde de dumneavoastră. Bani ar fi acolo, în fondul, dar tot în urma discuțiilor, dacă vă aduceți aminte că ne trebuie un stadion care să fie omologat, să aibă vestiare, să aibă... Dar ăla e punctul 3. Nu, pe de-a spunea, am întrebat domnul, îi răspund domnul Viver. Da. Tot discuții în cadrul ședințelor a fost, nu știu, dar nu mi-aduc aminte dacă a fost la diverse sau chiar tot la un punct care se dezbătea de chestia asta. La dialogul la Mănăstire, am spus, aici au probabil că sunt indicatorii tehnicului economici și achitarea contravalorii lucrărilor de proiectare. Iar, din privința executării lucrării,
vor apărea pe Fondul Național de Investiții, pe PNDL, APIR, nu știu cum, ce programe vor mai apărea cel mai nesipoate la bătaie ca să dea bani, atunci poate îl băgăm și eu. Sau poate a venit noroc, știu eu, cu ajutorul Consiliului Județean, să contribuie și dânsi, fiind un loc, știu eu, de o mănăstire, eu fost, dar nu știu, deocamdată, lui ce a promis este indicatorul tehnico-economic și cu să putem achita contravaloarea proiectului care a fost de exemplu. Am vreo 11.000 de ani, asta în general. Da. Domnul Zărlan. Da. Are dreptate, domnule Emache, dar ținând cont că drumul încă nu s-a rezolvat la Almele, nu putem să stăm cu banii la Saltea, trebuie să dăm drumul la un drum ca să-l terminăm. Ce mă interesează? Drumul la Caracol, acolo, i-am spus domnul primar că trebuie făcut, dar cum se face? Betonat, asfaltat, cu rigole? Vă spun eu că am citit un pic. Drumul de la Caracolul îl face după normă. Prima dată și prima dată se escavează, se scoate tot, se bagă drenuri subterane, acolo fiind o sursă mare de apă și când e secetă. Dar cea mai mare problemă e că plouă. Știu că este problema cu apa. Da, așa. Deci totul se va trage pe drenuri. Plouă e de mlaște și... Da. Și, deci, după proiect, am două variante, și beton, rutier și asfalt. Dar, din câte am observat, proiectantul merge pe varianta asfalt. Nu prea iar corpul de lucru. Dacă am spus la soarte, să mănâncă de la soare, a doua, pe timp cu iarnea asta, cumva pe fixoare să dobește, rămâne curat. Pe domnul rămâne gheață pe el, nu mai mulți factori. Numai că trebuie, cu atât știi, nu e bine. Băgat golovan să facă. Păi, tocmai de asta valoarea este așa de mare, din cauza că vrea toată pantan, începând de sus, de la Costitul Bocăneț, și până jos la capul asfaltului, să fie drenat. Adică să fie drenat, ca să capteze toată apa, să nu se lese. Deci e nevoie neapărat de drept. Da. Neapărat. După studiile făcute, e pânză foarte mare de apă și... Da. E vorba de ce e plesul de mult. Da. Da. Sunt 5 metri din linia. Nu sunt mai mult, dar asta e. Deocamdată nu am proiectul și... Și trebuie urgentat, totuși, o albă, cu drumul ăla. Dar și am dat odată doamna secretară. Deci, drumul de la da, asta e motivul, trecutul și stăm pe loc. Deci când am insistat, a spus, domnule, nu-i drum, nu putem face, că nu e al nostru. Acum când ne chinuim, am descoperit și încercăm, tot spune că mai trebuie un an, mai trebuie, dă-l încolo de alte, câte tot alte. Drumul de la Albele, după 6 luni, după ce am pus atât, 6 luni, adică n-am depus actele, tot pistonând prin telefoane și prin adrese. Dar mergeți acolo, domnul Vici, aveți mașină la dispoziție, am luat combustibil pentru mașini. Acum am descoperit, acum gata că nu se proiectă. Deci nu mi se pare corect, nu e corect. Nu se pare. Nu știți că nici ANAF, nimeni nu primește acum. Bine, că nu e vorba de acum. Deci Albele tot timpul a rămas ultim. Deci tot timpul a rămas. Și când a fost cu lumina, dacă nu ne certam atunci prima lună, în prima fază, vrea să puneți din două ori. M-am chinuit la școală, am cerut un internet de 30 de lei pe lună. Nici ăla nu s-a rezolvat. La Albele nu se poate niciodată nimic. Deci spuneți-le oameni de ce nu se poate și de ce tot timpul are prioritate. De ce în alte părți se poate, în alte stații și în alte serviciile, cum este internetul la Albele, trebuie văzut cum se procedează cu doamna directoare ca să face sau cine își răspunde. Și doamna directoare, depinde tot de primă ce poate face. Noi plătim ce-i inventat și avem grijă de să fim ce-i inventat. Deci niciodată nu s-a făcut pentru Albele. Și ăstea care depinde, ei au trebuit să bage. Noi tot am pistonat-o mereu după ce ne-ați făcut dumneavoastră, mereu doamna directoare. Dar trebuie să nu plantează, trebuie să-l șai, copii. Dar nu contează, domnul, internet de 30 de zile, deci nu se poate așa. Treci cu copii, face doamna învățătoare ca simultan, cu 4 clase. Deci erau 5 clase. Sau chiar 5 clase. Era strict necesar. Nu poate femeia să vină să stea acasă, să-și poată tot timpul la ea pe imprimantă și așa? Da, doamna directoare, exact. Dar am solicitat mereu și am spus mereu, solicitat să vină doamna directoare într-o comitie, într-o ședință, să ne dea niște explicații. Directoare să facă lucrul ăsta. Pe tot o chem de unde, de un an de zile. Să o chemăm aici. Da. Nu noi am transmis. Deci de câte ori ați ridicat problema, de câte ori am transmis. Internetul la altul, internetul. Da. Deci la altele niciodată nu se poate nimic. Domnule, n-ai ce e luna din toată, dar e în toată, și atunci o să...
Mai aveți ceva de spus? Eu, deci asta am avut, cu rigorile stânga, dreapta să fie și... Da, da. Și, adică lucrarea a fost făcută de la turbine. Păi, dar asta e același spunct, o rezolvăție noastră. Da, mulțumesc. Da, eu am mai spus-o de atâtea ori. Este singurul loc în care suntem vizitați din toată țara și din afară în comună, în comună Bățănești. Această mănăstire ne reprezintă pe toți, chiar dacă e situată în Caracol și în alte sate, dar ne reprezintă pe toți și este mândria tuturor. Este necesar acest drum pentru că acea pantă, așa cum ați spus și până acum, eu am crescut, am copilărit acolo, la o cea mai mică ploaie, intră mie, mi-a intrat vaca când eram copil și ne-am întâlnit de la 11 până la 6 seara să o scoatem de acolo. Nu erau posibilități ca acum cu pompieri, cu... E un smânt cardenc acolo și este necesar de această investiție pentru și drenajul care se impune până de la... E toată zona, nu numai într-un anumit loc. Apar apele, izvoarele, unde nu te aștepți. Și este necesară această investiție, pentru că este, așa cum am spus și mă repet, este un obiectiv vizitat. Și cred că este de datoria noastră să facem ceva. Atât. Se spune la vot. Cine este pentru? Abține. Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta al treilea punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de reparații și amenajare de teren de fotbal, zona Rădubenia, comuna Bățănești de Zâmbacău. Primarul comunei Bățănești propune. Articolul nu se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de reparații și amenajare teren de fotbal, zona Rădubenia, comuna Bățănești, județul Bacău, conform anexei numărul 1 din deviziul general, după cum urmează. Total general investiții 533.777.028 de lei, din care 485.698.760 de lei. Articolul 2. Se aprobă asigurarea finanțării de la excedentul bugetului local al Comunei Bățănești la 31.12.2019 cu suma de 534.000 de lei, inclusiv TRA, pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații și amenajare teren de sport, zona Rădubenia, Comuna Bățănești. Articolul 3. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituției prefectului județului Bacău și primarul Comunei Bustănești și vor fi aduse la cunoștință publică în condiții de lege prin grija secretarului Comunei. Fără discuții. Cine se înscrie la discuții? Domnul Petru. Altceva, domnul Bărban. Și eu. Domnul Bărban. Domnul Petru, aveți spune. După cum știm, toți avem, la nivelul comun, există o echipă de fotbal, există și un stadion omologat, fiecare sat are teren de sport, nu văd de ce ar mai trebui un alt teren omologat la asemenea sume. Ce faci acolo de 5 miliarde și 300 de milioane? Faci tribune la coperă. Deci, cum a bătut mingea până acum acolo, nu s-a plâns nimic când a putut să bată mingea acolo. Deci, părerea mea, echipa de fotbal are terenul omologat la Brătești din 2002. Cam asta ar fi punctul meu de vedere, că nu-i oportun să mai bage acolo alte 5 miliarde și 300 de milioane. Da, o să-mi permite să dai eu răspunsul, no, înaintea lui... Dați răspunsul când v-ați scris, doctor. Păi noi, exact asta vreau să explic eu, de fapt. De ce este necesar acest teren? Conform legii sportului, noi legea sportului, orice echipă trebuie să aibă bază sportivă cu un eșalon mai sus. Adică, ca să joci în divizia D, trebuie să ai
bază sportivă de divizia C. Sau în Liga, în Liga 4, în Liga 3. Este necesar. Cel de la Plătești nu mai corespunde, nu îl omologhează. Au drept de joc până au avut până acum. Nu îl mai omologhează. Este necesar vestiar, este necesar sursă de apă, e necesar tribună pentru spectatori. Altfel nu te mai primești în campionat. Astea toate pot cel face la Plătești. Cel de la nu corespunde la dimensiuni. Cel de la Plătești e la limită ca joc, ca suprafață de joc. Dar nu au posibilități de vestiar, de apă, de... omul trebuie să facă baie la terminarea meciului. Dotată la acolo, acolo tribune, acolo vestiare, acolo se fac toate dotările ăla. Acolo este singurul loc care corespunde. Este în suprafață, slavă Domnului. Un impost extin să faci exact cum este cerința actuală. Doamna președinte, dacă îmi permite să iau și eu. La urmă, după domnul. Da, da. Ca să-i răspund și domnul. Da. Am înțeles. Da. Mai aveți ceva, domnul Mână? După cum sunt foarte bani, trebuie până la urmă echipare împresate. Și dacă s-a dat bani pentru drumul de la Craclo, cred că echitabil ar fi ca să facă stadionul din Bursănești. Mai ales că echipa este ASE Bursănești. Și aici este și apă, e și spațiul restritoare. Deci ar trebui să facă în centrul comunii. Eu știu că orice se face în centrul comunii, nu în alte părți. Deci când faci ceva, faci centru, că așa e normal. Și pe urmă, după ce faci în centru, vrei să desfința altceva, faci și acolo. Da, dar să faci în centru. Mai ales că ai sursă de apă, ai o face vestiare, ai... Nu știu ce nu se face la Bursănești și totuși la Caracol. Nu corespunde ca dimensiune acolo. Corespunde. Valoarea este dublă. Aici e problema. Valoarea este dublă, datorită faptului că acolo terenul este instabil, aceeași problemă ca și pe drumul Caracolului care duce către mănăstiri. Deci acolo trebuie drenuri subterane, trebuie consolidate toate malurile. Da, înțeles. Deci să zicem că la Bursănești ar fi terenul mai instabil ca suport, da? De unde aduce apă la Caracolului? Apa de la Caracolului, un proiect este prevăzută cu bazin. Cisterna aduce apă, bagă în bazin și este apă acolo. Terenul de la Bursănești este destul de stabil, cum este trebutat. Deci proiectanții când au venit, au făcut studiul de rezabilitate, nu putem să rezabilitate, ei răsim pentru. Uitați să vă spun eu care e proiectul. Iar a doua... Da, domnule, ce puteți în noi. Proiectantul care a venit, era vorba pentru fonduri europene. Aici sunt din banii noștri îl face. Deci de asta nu s-au asumat proiectantul. Cine are în noi? Să facă cu fonduri europene. Și de asta s-a renunțat proiectantul, că fiind cu pomă, el fiind terenul mai în pantă, poate fuge, poate s-a asumat treaba asta. Dacă banii noștri acolo, cred că putem face aici, nu neapărat. Banii noștri. Dar nu știu de unde ați spus-o cu fondurile europene, eu nu știu de așa ceva. Știți să-ți auzeți ceva de fondurile europene? Și atunci, dacă nu ce program de calificare la problema proiectantului, dacă nu i-asumăm proiectantul? Proiectantul și cu executantul, dar în special proiectantul, dacă citiți un pic legea, are 80% de răspundere. 10% are dirigentele de șantier, 10% are constructorul. Constructorul are foarte puțin, el lucrează după proiectul care face proiectantul. Și eu spun, mă, din asta, soluțiile astea mi-a dat, astea mi-a făcut prea puțin, nu mă interesează. Iar a doua la mână, ce ați spus dumneavoastră cu centrul comunii, nu trebuie să o luăm așa, înseamnă că chiar trebuie să o externalizăm, că nu-i la centru. Nu e adevărat. Să faci, la pagina de pe demarești. Nu mai puteți mai mult. Înțelegeți? Deci nu-i. Dar la varianta cu durere, dacă stăm bine și gândim și am mai spus o reșe, tot aici, și în rândurerea, nu este acolo. Vă spun și eu, varianta cu durerea, și acolo e prins pământul, tot e stabil așa acolo. Deci nu-i ceva brut, dar e când e masă brută. Nu o să-mi prins cu bucursul. Deci e ceeași treabă ca și la Bursănești. Nu știu de ce e proiectantul acolo ar putea și aici n-ar putea. A, păi se cheamă Caracol și... Nu, nu e Caracol. Am spus, dealul Rudmenea se face parte din inventarul comunei Bursănești. Deci este teritoriul aparținând comunei Bursănești. Satul Bursănești. A, cum? Satul Bursănești.
Da, a satului Băsănești. Da, da. Deci este în afara satului, indicatorul cu caracolul este înainte de teren, nu este satul cu caracolul. Deci este. Da, satul și acum e Băsănești. Cu ce mai înseamnă? Adică, întrebarea mea, cu ce este mai stabil? Era că tot modelul a fost în momentul ăsta, mă. Deci, dar nu se pune ce... Și tot de la vară. Ce de la vară? Care nu se pune de la vară. Nu se pune de sănătatea de la Băsănești cu șestul de la Băsănești. De la Băsănești. Că nu, hai să nu mai luăm la Băsănești. Nu e la Băsănești. O luăm la... Acum îi spune acolo, de la Băsănești. Am un două să vă Băsănești. Da, da, da. Da, da, da. Acolo nu e cu arătul vechi. În DNA este fișes, iar de la acolo, dar în panta este peste 10%. Nu se cere ca... Cu asta ar fi treaba. Mea, eu nu... Trebuie să ai cale de acces până la teren. Să vină cu carul. La Băsănești, nu e cale de acces. Mai ales că s-a spăcut la asta. Terenul este făcut la Băsănești. Deci trebuie modernizat, la urmă. Nu. Modernizat. Mai este un amănunt care am omis să-l spun și era poate cel mai important și mai ajungeam în discuția asta. Caracalul de la toamnă vrea să-și reînființeze echipa. Pe asta spune. Cele două echipe... Deci cele tot două echipe... Deci noi batem miza acum... Cele două echipe vor rămâne pe teren. Domnul Brănaț. Deci asta e miza. Vezi, Doamne, că și Caracalul își reînființează echipă. Foarte bine. Or, când își reînființează echipă, tu le-a face terenul de la Caracalul. Deci este necesar să ne-am promis. Asta e ceva. Asta s-a mâncat în mingea la fileu. Deci asta e miza. Eu nu dacă se reînființează echipă la Caracalul. Nu știu dacă se reînființează echipă la Caracalul. Dacă tot face la Băsănești. Haideți să vedem. Iar ca să-i răzând și domnul Bine, domnul... Consilier Mirone e mai interlocabil, deci la Brătești, atât timp cât se schimbă în școală, nu se mai poate face chestia asta. Asta vreau să vin și eu să îmi cer permisiunea și deci nu se poate fi situația asta. Terenul de la Brătești nu este teren de fotbal, este un teren aparținător școlii. Ăla este pentru strict uz didactic, dacă mă pot exprima așa. Deci, ăla nu este teren de fotbal. Oricum, și când au fost mari discuții și controverse cu cei de la ASE Bursănești în contra mea, ne-am explicat că am discutat și eu la nivel de AJF Bacău cu domnul Arecon și mă mi-a spus terenul nu îndeplinește condițiile din satul Brătești. Ăla nu e teren de fotbal. Ăla este terenul școlii. Și cu asta cum? Este școală de acceptul. Școală, acum fac o paralelă așa și cu virusul ăsta. Nu permit ca să vină mie în școală să schimbi oricine, fără teste, fără nimic. Eu am spus-o de atunci, fără avize și mie copilul nu mănâncă pe bancă și jucătorul vine să schimbă și aruncă șortul, ca să nu mai zic și alte obiecte, mi le aruncă pe masă, unde copilul mănâncă și învață. Deci nu mi se pare corect asta. Bine, și dumneavoastră ați privit o spus scepticism chestia asta, astea Bursănești au sărit toți pe mine, dar în concluzie mă bucur că ies adevărul la inimă. Și o să iasă în viitor tot adevărul. Asta mă bucur. Din contrație de aici. Noi când am intrat în divizia aia, am lărgit terenul și am îndeplinit condiții. Au venit la județ, la Bacău, la omologa, da? Și am lucrat în divizia aia, trei campionat. Deci nu era nicio problemă. Explicați-vă și așa, 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 nu mai de s-au schimbat toate regulile de omologare. Trebuie să începem între perimetru în care de circul sau cum se spune că nu le-am întâlnit, în care metru arbitru, cu gară de limitații cu spectatorii, nu știu ce stau. De la ușă, de la ușă, la marcaj până la gardul de protecție, trebuie să ai 5 metri. Unde ai 5 metri? Nu ți-l omologhează, vede și nu ți-l omologhează. Vă redau, domnul Burnic, exact ce a spus domnul Ariton. A spus așa, terenul trebuie împrejmuit cu gara, în primul rând, terenul care se joacă. Da. Trebuie să fie vestiare separate. Oaspeți, gazde, arbitri. Poate face un vestiar, dar... Unde faci? Cum nu ai să o faci? Nu este loc acolo... Eu nu am văzut la care când potrivă. Faceți, dar nu deprindești condițiile din gard și tușă și tot ce trebuie. Nu deprindești condițiile. Deci eu la care e făcut de timpul nostru, ăla trebuie de remat, că e făcut de mici în la școli, nu? Da. Ăla trebuie de urmă.
și eu. Probabil, trebuie să rămână. Normal, se poate face. Și nu cu bani. Ce mi-a relatat acel domn care este președintele Saga Cristinel e președinte, aritor e vicepreședinte. Dar el, aritorul ăsta definește condițiile, el vine pe terenul președintele, are dreptate. Deci el e partea tehnică. El e cu partea tehnică, da. S-au schimbat criteriile, nu mai sunt cele când jucam. Și la Nevale, când aveam terenul la Caracău, dacă ar fi fost acum, nu mai corespundea. Da, eu când am auzit că trebuie distanță între ușa terenului și mergeam cu de duș. 5 metri, nu stăteam și nici ăla. Deci ăla trebuie lățit, că nici ăla nu se încadrează. Pentru că acel loc se folosește și pentru arbitraj, se folosește și pentru întârzierea rezervelor. Da, probabil. Ați fost la Solus, da? Unde? La Solus. Ai fost cu echipă, da? Bun. Ați fost cu domnul de aia. Poate de la deal, devea un pic de la bază. Bun, ok. Și dacă vedea un picior la mingii, având încercă la Petereu, printre la Caracău, dacă o dai rubidiene la Pali, îi durează o jumătate de oră. Domnul, știți ce se întâmplă? Hai, nu-i treaba, v-a spus. Noi, dacă vrem să avem o echipă, trebuie să ne încadrăm în termenii care ne impun neplica. Cum zice domnul Plănar, cu divizia, ce divizia, n-ai să vedeți cu nicio echipă din... Din asta, în divizia, mai mult din divizia de ei. Păi, dar îți cere ei lucrurile și să-ți cere acum, noi ne omologări, așa se facă. Nu-ți mai dă voie să joace. Trebuie să ai zeci de militeri. Ia telefonul și sună la AJF la Bacău, ca să te convinge. Sau nu intră pe internet, trebuie să găsești. Da, așa am terminat. Mai aveți ceva, domnul Bănarul? Eu am explicat ce necesar. V-ați revenit, v-ați dus, mai are cineva de... A dus ceva în discuție? Da, eu aș completa așa. Și eu aș opinia, așa cum spun și toți colegii, majoritatea colegii, aș opinia tot la centru de comună să fie făcut terenul. Dar trebuie explicat că deocamdată aici suntem la niște faze inițiale, nu se poate realiza deocamdată nimic. Suntem în faze incipiente de proiect, dar totuși opinia mea și eu la fel. Eu aș dori, dacă se poate și așa ar fi corect, la centru de comună. Adică cel din Bârsănești, satul Bârsănești, lângă societatea noastră agricolă de formă, care este. Așa aș opinia și eu. Atât. Gata, nu. În condițiile astea, noi o să cerem să se facă teren la care pe pentru că la Bârsănești s-a făcut terenul la școală, s-a făcut terenul la Glodosu. Trebuie să spunem realitatea, adică nu vedem, nu vedem realitatea. Nu. Ce s-a făcut la noi, ne uităm, știi? Dar nu e problema asta. Probleme fără suprafață de joc. Problema este în felul următor. Trebuie să ne gândim la o variantă care o... Da, băi, este, o putem realiza. Doamna președinte, vă rog frumos, o intervenție scurtă. Știți foarte bine că în comisie ne-am uitat un pic în buget. Mai sunt 8 miliarde marșulați, care nu au fost încă, cum să spun, cheltuiți. Care încă nu au fost... Eu vă propun un singur lucru. Când treceți la aprobarea acestui proiect, gândiți-vă foarte bine că suntem una din comunile care nu avem, la momentul de față, în 2020, nici apă, nici canalizare, nici gaz, da. Albele uitat de Dumnezeu, dar cerem să facem terene de sport la nivel european. Ei, fraților, gândiți-vă bine înainte de a aproba acest proiect. Pe cine cu cine vreți să vă puneți bine? Cu echipele de fotbal care joacă sau nu joacă, sau joacă așa cum joacă, sau vreți să mai lăsăm niște bani în buget acolo, să putem măcar să venim cu partea noastră de contribuție în cazul în care va fi cineva în stare să facă un proiect de apă,
de gaz, da, de canale. Da, domnule, avem proiect de apă. Unde este? Cum nu are? L-ai văzut aprobat cu indicator tehnic economic. Cu proiectul adică care este până în 2040. Păi și proiect de apă și canale. Și dacă vii cu o pasă, și dacă o să facem. Nu-ți mai dă voi Uniunea Europeană, care e foarte europeană. Eu atât am avut de spus. Nu mai poți face, nu mai poți accesa alte fonduri, nu mai poți face alte investiții, deci ce ai un proiect. Deci eu v-am zis, gândiți-vă bine, pentru că suntem puținele comuni care nu avem strictul necesar și vrem stadioane de nivel european. Gândiți-vă bine. Trebuie spus, astea ce se duc acum din bani ai comune, bani din bugetul local. Da, mai scoatem 5 miliarde din bugetul local, facem terenul de fotbal și mai rămân 3. Alea proiectele cu apă sunt bani europene. Da, fonduri europene. A fost proiectat în 2021 ca să fie acordată sala și fie acordată la satul Presănești. 2020. S-a prevenit să fie proiectat. Nu putem spune că nu avem proiect de apă. Nu putem să spune că nu avem alte proiecte. Nu avem proiectul de casă, într-adevăr. Nu avem asta. Îl discutăm astăzi. Dar în rest avem. Nu putem spune, dar... Nu acum că vreau eu să populism, dar trebuie și un teren de fotbal, ne trebuie și nouă la centru de comună și nouă, nu numai în apă și astea, că avem proiecte. Trebuie să fim mai, să avem o imagine. Avem proiecte, mai trebuie și făcute, mai trebuie și implementate. Și nu uitați, proiectul care este făcut prin ADIC e apă, nu și canalizare. Suntem de vină că dacă așa ne-a venit la rând, ne-a venit. Plătim anual taxă, domnul coleg. Anual plătim taxă la ADIC, la ADIS, la atâtea și atâtea instituții. Plătim taxă anuală. Anual plătim taxă. Și sunt din 10 milioane, 50 milioane vechi. Plătim taxă anuală. A zis ceva? Păi, am zis că așa este să luăm în considerare că din excedentul care este. Da, mai așa trebuie. Nu investim doar în terenul de sport. Corect, și asta este adevărat. Ceva. Corect, și asta este adevărat, dar... Pentru că mergem acum și ne luăm de lume prin stat, că deversează fosile. Iurea, o să ajungem la următorul subiect, că este neapărat necesar achiziționarea unui vitanș pentru a decongestiona cumva situația asta, dar nu reușim încă, că apa, înțeleg că e situația asta, dar nu avem o canalizare, nu avem un gaz. Știm foarte bine că din 5 pe an ce trece cu lemnile va fi și mai greu. Ia mai repede asta. Deci apa potabilă, apa uzată și voi ați legat de pe același proiect? Nu, mai informați-vă, prin ADIB avem doar apă, nu și canalizare. Deci acolo sunt legate, dar problema e că în prima fază suntem prinși la apă. Nu sunt legate, mai apă. Deci gândiți-vă foarte mult. Trebuie investiții peste tot. Deci, odată ce echipa este înființată, deci a comunii, hai să facem terenul la comună, că acum care acolo este terenul nostru să joace. Numai să înființeze și alte echipe. Am spus că e aproape dublu, când a venit acolo și a făcut terenții un pic estimativ, era dublu prețul. Asta să ne gândim. Asta, niciodată, mai ales din nivel local, nu o să putem realiza. Facem o investiție, se mai pune în discuții costurile așa de mult. Acum adică dai 10 miliarde pentru terenul tot care poți să dai ceva să dai 5 miliarde, să faci standardul care trebuie. Eu ce v-am spus? De ce să dăm 10, nu putem să dăm 5? Că nu aparține, v-am spus de câte ori, nu aparține caracolului terenul ăla. Indicatorul de localitate de caracol este înainte de teren. Ăla aparține comunii. Este slavă comunală al comunii Păsănești. Ce mai? Ce să mai? Înțeles, așa este și exlația cu numărul să vezi la... Ca și acum! Ei, nu înțeleg, adică de ce trebuie mai multe investiții la Păsănești? Care-i scopul? Eu văd că ți-am dat, dacă nu vreau să înțeleg. Apa este apă. Deci, nu știu, adică cum este mai cheltuie mai multe la Păsănești? Ai unele lucruri. Deci, este proiectul făcut, trebuie modernizat. Pe România, cine a făcut proiectul? Proiectul este făcut. Facem diferența între inventar și proiect. E o mare diferență, cred. Deci, proiect. Noi ne cramponăm de acest teren de fotbal, care este necesar pentru tot tineretul comunei, alții își fac cel de sport, alte comuni. Și noi ne cramponăm la un teren de fotbal care se întreb condiții
Dar alte comune au apă trasă, au asfalt în toate satele, da, au condiții... Deci nu putem face comparații cu alte sate și cu alte comune. Da, ce vreau să facem un pic, mai un pic. Da. Se vede. La prețul ăsta am tras minimele, deci nu pot fura, nu aia, nu aia. Am zis, dom'le, cea mai simplă variantă, drumul la mănăstirii Caraclou, poi mâine drumul la Cucoș la deal, până la Isla Tot la Caraclou. Ca să faci teren la Caraclou, trebuie apă, trebuie dat. N-ai apă, nu mai faci, nu mai investești. Ce să mai? La Buzărești este apă, este tot ce trebuie, aici trebuie cu terenul. Scurt, cum? N-am înțeles ce a spus a zis ceva și n-am înțeles ce. Da. Astăzi trebuie stadionul la Caraclou, mâine drumul la mănăstirii la Caraclou și poi mâine de la Cucoș la deal până la Izlat, drumul la Caraclou și pe Izlatii. La ambele e nimic. După părerea mea, zic că în momentul când reușim să fie în faza, adică să fie al nostru drumul ăla, să vă face. Că știți, sunt niște SF-uri făcute dinainte de drumul ăla neaparțindator comunei, care știți ce înseamnă, nu trebuie să vă explic eu un... Întrebarea era cum iar m-am zis în discuție cu drumul de la Albele Deac, de când tot discutăm de el, de ce nu s-a deplasat nimeni, de ce n-a avut nimeni nicio inițiativă să meargă la instituțiile statului să rezolve problema acelui drum? Domnul meu, acele s-au băgat în decembrie. În ianuarie, în februarie am așteptat răspunsul. Delegați din primărie, domnul Vici, pe cineva să umple pe drum. Nu să vă poate răspunsul, domnul meu, nici la prefectură nu ne primește. A fost cu oamenii de la poporul zilnic și de la registratul meu, ori dacă nici ne-a venit acasă. Când? Am zis, domnul ăsta trecută. Dar până acum? Păi nici în martie, nici nu a intrat starea de urgență și ăsta trebuie. Nu te întreabă de masă. Se discută de mult. Nu mai consumat, nu se vrea, ăsta e interesul, deci nu mai dați pe opolite, nu se vrea, e mai ușor să stăm acolo. Când s-a făcut cadastru? Când a fost dat cadastru? În noiembrie, dar de ce trebuie să știu de ce trebuie să băgat actele la Ministerul Mediului? Se poate umbla personal, poate se poate reuși, dar... Ce-i interesat? Trebuie investiții și în satul ăla, că e uitat de numai. Corect, unde e? N-am zis. Pentru convingerea unor consilieri, poate să ne aducă cineva de la primărie ca să vadă dacă a fost reavoință din partea primăriei sau într-adevăr nu se poate. Nu putem lua doamna președinte, că-i cu reavoință, că-i cu nu știu ce. Doamne, dacă vrei să te duci să realizezi sau să faci ceva, te duci. Azi sunt mașini, te duci și umbli. Dar nu te vă primești de mine. Nu acum, e clar că în perioada asta... Dacă a fost în momentul, dacă a fost în perioada, nici să duci. Nici martii, martii nu poate. Dar până acum, se discute de mult de acel drum. Dar nu trebuie să fie și pași, domnul Miron. Să fie și pași. Dacă unul silvic, direcția silvică, n-a făcut cadastru până anul acesta, nu mai e nimic. Noi ce puteam face cu asta? Să sensibilizează puțin conducerile instituțiilor, cred că se poate realiza, eu așa zic. Dar nu s-a știut 30 de ani că nu-i drumul nostru, ce mai vreau? Dar nu s-a știut 30 de ani. Dar de 30 de ani s-au perindat mulți. Deci nu știu dacă e vina numai a noastră. Păi tu. Mai credeți? Aia e problemă. Deci 30 de ani nu-ți dai tu seama că nu-i drumul tău. Ți-i fi inventat și cum ați făcut inventarierea dacă nu aveți un nap pe el? Suntem în al patrulea an, domnule. Păi, tocmai. Nimic. Păi, tocmai. Ne-am lăsat acum din situația urgență. Bine, nu s-o știu, asta e ceva. Dar trenul face asta, romsilva nu poate să dea un drum, nu-i cadastrat. Am înțeles, da. Înțeles, nu poate să-l dea dacă nu-i cadastrat. Așa. Domnul Lazar știe, că am vorbit cu proiectamentul. Eu cred că de la 3 iulie, acum dă drumul la... Depinde dacă nu-i trebuie să-l dea de urgență. Nu știu, la n-am poate fi că... Dacă dă drumul acolo, nu se dea... Domnul Lazar știe că am fost acolo, fost și proiectant și fost dispozit la camus, să facem întâi podă, să facem proiectul de acolo. Iar dacă stau bine și mă gândesc, eu prima oară am fost la Ocolul Silvic, nu la Ocolul, la direcția Silvică, la Bacău, cu problema drumului ăsta, în 2016 sau 2017. Da, în prima oară, în 2017, imediat după alegeri. De atunci am fost. Tot am așteptat, ne-am dus, iar. Până la urmă sunt cadastră, sunt al cadastră, în comisia de la Suceava, iar nu știu ce, iar nu știu ce. Până la urmă am fost chemat în 2008 și am fost gata, dacă s-au aprobat tot, urmează cadastrarea. Și cadastrarea se făcă la un an de zile după ce mi-a fost pe gata tot. Și acum te permiteți și mie.
Deci chestia asta cu trecerea drumului a mai fost odată făcută da. În 2006. Da, exact, da. În 2006, în corul Sirmii m-a trimis adresa la primărie, dar... În 2011... S-a schimbat. Noi am făcut absolut tot la depinzi de noi și am trimis... Da, da. Și totul venea plimbat. Deci în 2011, după ce în 2011 a fost trimis la dosarul la primărie, s-a blocat și a rămas acolo. Am înțeles. Treaba cu anii, sper să rezolvi anul ăsta. Sper să rezolvi. În 2040, unde rezolvi. Sper să rezolvi. Dar în perioadă avem discuții cu Bârsănești, de vreo 2 ani, 3 ani când discutăm. Și acum vom trunc proiect la vreo care acolo. Eu zic că am timpul deci, de toate. Discutăm de 2 ani jumate cu echipa, că avem echipă, hai să facem la Bârsănești. Acum cum facem proiectul? Facem la care acolo. Nu s-a făcut niciun proiect. Hai să domnul Blanaru este președintele grupului consilier cu sport, Comisia de sport și din cauza asta vrea să o facă la caracter. Dar domenia aparține caracterului din domeniu. Dar dacă nu știm așezarea geografică. Păi tocmai. Asta mai se întâmplă până la poate. Domnul Blanaru. Dar frățelul stă în Caraclou sau în Bârsănești. E la 10 metri de frățelul și mai tare decât noi. Familia frățelul de acolo sau stă în Caraclou sau în Bârsănești. Terenul la 10 metri de el. E vorba și spectatorii pe un la mes, din o... Deci frățelul stă la Caraclou. Știți bine, ia să mergi la meci. Nimic. Să-l facem așa și la gândeam față. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Deci abține, da? Domnul Burbichi. Petru și domnul Ienache și domnul Bărdoare. Dar notează doamna secretar, trebuie să notez, nu dumneavoastră. Ca să am și eu. Sarcina doamnei secretare să noteze și să anunțe dacă s-a trecut proiectul cu vocul ăsta, cu vorul. Aveți libertare, domnul. Proiectul a trecut. Păi, împotriva? Cine a trecut? Împotriva? 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 Formulați corect, doamna președinte. Mă scuzați, domnul... Deci a trecut proiectul? A trecut. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unei vitanșe. Prima propunere pe Sănești mă rupune articolul 1. Se ia aproba achiziționarea unei vitanșe dotată cu bombe de absorție și regulare, motiv pentru care poate fi folosită și la stingere de interior în situații de urgență, precum și pentru activități de autogospodărire. Articolul 2. Prevederile prezente hotărârii vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei, împreună cu șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Sănești, cu sprijinul personalului aparatului specialitate al primarului. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul comunei, șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Sănești, compartimentul buget finanțe, contabilitate și al aparatului de specialitate, inspectoratul pentru situații de urgență al județului Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții? Aici aș avea ceva. Domnul Stanciu. Altcineva. Aveți vorba, domnul Stanciu. Deci, în avitașa asta care vreți să o atingem pentru primărie, să luați un om de specialitate. Mai tare. Să nu ne trezim că acum a fost cu măturătoarea aia, un vin, n-are cardan, n-are aia, dacă luăm pentru tractor, așa am înțeles, da. Pentru tractor nostru. Deci, un om de specialitate, domnule, vitașa este bună la tractorul ăsta. Are de toate, se poate intra cu el. Așa, să ne ducem, să dăm bani și să o ținem în curte, e bine. Luați un om de specialitate, când mergi să o faci trageză, dacă nu. Da, modelul de vitanșă care este propus acolo, la văzut și în imagine, este comparată și de primăria Târgu Proprul și ei au luat o situație cu COVID-ul pentru a se dea cu... E o situație de urgență, pot să spun. Așa, am văzut-o, are același tractor ca și tractorul nostru. Deci,
Și tractorul și bitanșa, adică bitanșa la care urmează, care o avem în care o dau cu cumpărăm, am văzut-o în funcțiune, deci bitanșa este destul de bine dotată, v-am spus, se face presiune, nu știu, pentru 4 barche regulare, are forță de bitanșare de la 8 sau de la 10 metri, numai știu, adâncime, putere de încărcare 5.000 de litri la 10 minute, parcă, sau 8 minute, nu știu, ceva de genul. Este de producție ce o vreau acum, da? Da. Ce? Ce? Se spune la vot proiectul, proiectul cine este pentru? Abține? Împotrivă? Abține domnul Petru? Împotrivă? Se trece, a trecut proiectul, se trece la punctul 5 al ordinii de zi, dăm cuvântul domnului primar. Primarul Comunei Bârsănești, proiect de hotărâri privind aprobarea achiziționării și montării unui sistem de alarmă pentru sediul Primăriei Comunei Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă achiziționarea și montarea unui sistem de alarmă pentru sediul Primăriei Comunei Bârsănești. Articolul 2. Prevederile prezente hotărârilor și adiționale de prin de către autoritatea executivă a Comunei cu șeful serviciului contabil în situație de urgență al Comunei Bârsănești cu sprijin personal aparat de specialitate al primarului. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul comunei, șeful serviciului contabil pentru situația de urgență al Comunei Bârsănești, compartimentul buget, finanțe, contabilitate, al aparatului specialitate, inspectoratul de situație de urgență al județului Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile de legii. Discuții. Nu domnul Miroan. Altcineva. Deci încep discuția pentru o întrebare către domnul primar, care este și inițiator de proiect. Ce presupune acest sistem de alarmare? Acest sistem de alarmare presupune... Din facilii tehnici, mai. Și ce se instalează? O să răspundem? Mă rog. Da. Deci sistemul de alarmare care va veni în primărie, va veni cu pilul din toate încăperile. Ce? Adică pilul înseamnă senzori de mișcare. Detectarea de mișcare. Detectarea de mișcare. Nu știu cum să numesc senzorii de la toate ferestrele, știți care are niște așa care... Da, senzori împotriva infracției. Da, așa. Sistemul de, la internet și cu... Înmagazinare. Numai problem din magazinare, plus ăsta de transmitere pe internet către o persoană desemnată, adică alarmare către așa, plus dacă avem, vrem și să fie și către un dispecerat. Și aia, dar e opțională, așa, plus autorizația IGP. Deci da. În ea se întâlnează și obligatorie. Este obligatoriu oricum. Da. Problema era alta, dar știu, din cât îmi amintesc, știu că avem un sistem de supraveghere video. Da. Va fi legat și sistemul de supraveghere în sistemul de alarmare. Practic, e același sistem, cumpărat. Nu, nu, nu. Supravegherea video este separat, nu avem nicio treabă supravegherea video, sistemul de alarmare este separat. Pe de asta, haideți să putem stabili concret care este sistemul de alarmare și ce conține din el. Pentru că și această cameră de supraveghere da. Acoperă tot sistemul de alarmare da. Și mă gândesc... Ea de la momentan este supraveghere. Nu are ce treabă. Nu, nu, ea nu se înțeles. Nu nimic. Nu. Ea filmează și atât tot. Am înțeles. Bun. A doua chestia asta vreau să zic că s-am fost puțin așa, contrariat de... În modul de redactare a proiectului, în sensul că s-a punctat mai mult pe caracter general. Dispozițiile legii, în condițiile în care nouă ni se cere să spunem inclusiv virgula dintr-un act administrativ care trebuie să-l facem noi. Da. Și nu de parte, avem astăzi și un formular trimis de către primărie, care se cheamă raportul de avizare al comisiilor. Acolo îmi cer inclusiv și m-am spus, articol, liter, legii ăsta din punct și așa mai departe. Legea, proiectul care ne l-ați dat este așa, invaziv. Legea 333 nu este de punctat pe articol, să vedem ce sistem iau și așa mai departe. Deci am fost foarte contrariat în condiții din care ne s-a reproșat tot timpul ni se reproșează că noi nu formulăm în baza legii și strict așa cum preveze juridic. Așa am văzut că tot timpul ni se reproșează. Nu se va dat de servicii de achiziții publice. Nu mă interesează. Eu am stat un inițiator. Eu am inițiator de proiect. Nu, pot să am inițiator de proiect. Dumneavoastră ar trebui să ne răspundă, să vă dau explicații. Deci, noi în cum se cheamă aia, strategia
strategia aia care e făcută pentru la Efractin și la toate, nu mai am o lapsă, nu știu cum e Efractin. Acolo ne dă estimativ. Deci trebuie să fie dotată cu sistem de alarmare. N-am spus asta. Vedem la ce să dăm toate detaliile, trebuie să facem partea aia de proiect. Și acolo ne spune. Nu trebuie. Nu ne spune clar. Articolul, litera, tot pe ce sistem de alarmare mă bazez. Îmi spun inclusiv și unitatea la care îmi folosesc. În HG-1010 îmi spune clar. Domnul Miro, o intervin doar o secundă. Nu se poate implementa niciun sistem de securitate fără evaluare de risc. Prima dată. Niciun sistem de alarmă nu se poate achiziționa fără un proiect. Păi corect, aia, un proiect, evaluatorul, da. El impune toate mijloacele care vor fi montate. Nu le poți face de capul tău, pentru că acel proiect va merge la avizat, la Bacău, la poliție. Și dacă nu respecti punct și virgulă din acel proiect, nu ți-l avizează. Nu la asta m-am referit, m-am referit așa. Da, că eu am înțeles ce ați spus. Modul de redactare a procesului, ceea ce s-a scris în proiectul de hotărâre, a fost foarte evaziv. În condiții clare. A fost la general. Deci, da. Pentru că am articolul. Am articolul la ședința trecută, a sărit-o spre mine, că nu știu ce zic eu. Uitați, mi-ați făcut avizul de ăsta, raportul de avizare al comisiilor, deși nu l-am găsit nicio anex în OUG 57 privind codul ăsta, nu l-am găsit nicăieri. Poți să formulez cum vreau. Trebuie să existe, nu? Nu există. Așa, nu există, noi facem. Nu, m-ați înțeles. Nu trebuie să merg prin forma impusă de dumneavoastră. Eu pot să-l fac cum vreau acum. Nu ați votat, domnule. Nu am votat așa. Da, octombrie ați votat. Acest aviz care l-ați dat astăzi, acum de la Stăpila. Deci nu ați votat în octombrie. Și plus de asta este viciat. Că nu vă aminiți, asta e problema dumneavoastră. Am votat regulamentul, dar nu acest aviz. Am dat votul cu anexe. Acest aviz nu l-am votat. Că sunteți dumneavoastră mai emoționat, asta și el a văzut acest aviz. Nu, că nu îl întocmesc eu. Avem secretari care trebuie să-i întocmesc, nu eu îl întocmesc. Dar numai că este și așa, așa este viciat. E viciat, tot e viciat. Vreți să vă aveți? Haideți să o lăsăm, da? Aveți să faceți ca să vă spuneți. Deci este foarte bine întocmit, l-ați votat și asta este treaba din octombrie. Deci, ne oprim cu ședința ca să facem studiul de caz. Nu. Asta vă place dumneavoastră cel mai mult. Nu, dar asta este nici asta. Și îmi cereți mie ca eu să fiu. Nu e nimic mai mult. După lege, dar aici am, când faceți proiecte de redactați proiecte, se poate să mai treacă așa neobservate. Deci faceți foarte legea care reglementează. Nu este corect. Nu faceți cu dublă măsură. Faceți-o cu corectitudine, vă rog. Dar nu mai faceți din țara adusă. Dar nu mi se pare corect. Mi se încerc să strip. Dar nu faceți din țara adusă. În final nu mi s-a cerut dumneavoastră. Nu mi s-a cerut nimic. Dar faceți caz. Atât. V-am spus asta. E momentul dumneavoastră și acum că faceți cum nu vă simțiți bine într-o ședință. Am observat. Nu. Puteți să-l observați ce vreți. Dar v-am zis. Aveți ăsta e rog de redactare. Am notat. Da, nu, asta este important. Nu m-am spus că nu mai cereți nouă, faceți cu dublă măsură. Nouă ni cereți literalmente și o virgulă în text, dar la dumneavoastră se poate permite o mică greșeală. Deci faptul că colega mea a citat legea 333 este absolut nimic nelăutului. Nu este nelăutului, dar se putea indica complet să ne cereți nouă. Ne cereți nouă, consilierilor, când facem avizii, să indicăm corect și literalmente. Am să-i transmit colegii să pună mâna și să stea în opțiune. Vă rog. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Miron. Se spune la vot proiectul ordine de zi, proiectul 5. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? A trecut și acest proiect. Trecem la punctul 6. Dăm cuvântul domnului Primar pentru a prezenta. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării planului anual de achiziții publice și investiții al comunei pentru anul 2020. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1 se aprobă actualizarea planului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești sub Bacău pentru anul 2020, precum și anexei parte implicată a prezentei hotărâri. Articolul 2, prezenta hotărâre se aplică până la data de 31.12.2020. Articolul 3 se puternicește primarul Comunei Bârsănești să numească comisia de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte, prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile lege, prin grila secretarului comunei. Vă să vă citesc obiectivele care
Doriți să se scrie asta? Avem fiecare, am studiat fiecare. Atunci discuție, ce li se scrie? Cine este pentru? Abțineri? Domnul Percon? Împotrivă? A trecut acest proiect. Trecem la proiectul numărul 7. Dăm cuvântul domnului primar. Eu am stat citire la raportul de specialitate în sprijinul proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de unități administrative teritoriale a Comunei Bârsănești pe anul 2020. Și avem așa. Sume de facturate din impozitul pe venit la capitolul 040201, 1000 de lei. Sume alocate din cotele de facturate din impozitul pe venit de echilibrarea bugetului locale la capitolul 040204, 23.000 de lei. Sume de facturate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale la capitolul 110206, 63.000 de lei. Având în vedere contractul de finanțare pentru obiectivul construirii centrului de tineret pentru așa și activități culturale în Comuna Bârsănești, propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru suma de 421.766 de lei la partea de venituri astfel. Sume alocate din bugetul AFI pentru susținerea proiectelor prin PNDR 2014-2020, 43, la capitolul 43.31.00 cu 2.968 de lei. Sume primite în contul plăților în anul curent la capitolul 43.04.01 cu suma de 418.798 lei, iar la cheltuieli la capitolul 67.05.02 580402, finanțarea externă nerambursabilă pe ADL cu suma de 421.766 lei. Pentru obiectivele de investiție, la capitolul 5102, 7120102, acționarea vitanșă, suma de 50.000 de lei. La capitolul 5102, 7101, lucrări de reparație și amenajare a terenului de fotbal, zona Ludovenia, Comuna Bârsănești, de Zâmbacău, suma de 535.000 de lei, susținerea financiară va fi asigurată de incidentul anului precedent. Față de cele prezentate mai sus, propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2020. Primarul Comunei Bârsănești propune, se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bârsănești pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 2. Prevederile prezente în hotărâre vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul Consiliului Județean Bacău, administrației județene, finanțele publice Bacău, trezorerie Onești, prefectul județului Bacău și va fi adus la conștiință publică prin tâna secretarul comunei conform dispozițiilor legale. Discuții. Se spune la tot. Cine este pentru? Abțineri? Domnul Pescu? Împotrivă? Trecem la punctul 8 al ordinii de zi. În cuvântul domnului. Proiect de hotărâre privind înființarea rețea distribuției gaze naturale în Comuna Bârsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă executarea studiului de fizibilitate, înființarea rețea distribuției gaze naturale în Comuna Bârsănești, județul Bacău, cu satele Bârsănești, Andre, Bârsănești și Caraclău. Plătești și Caraclău. Articolul 2. Se aprobă înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Bârsănești, județul Bacău, cu satele Bârsănești, Andele, Brătești și Caraclău. Articolul 3. Se aprobă concesionarea serviciului public de înființare, distribuție gaze naturale în Comuna Bârsănești de Zubacău, cu satele Bârsănești, Andele, Brătești și Caraclău. Articolul 4. Se aprobă punerea la dispoziție a concesionarului cu titlu gratuit a terenului proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuția gazelor naturale, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere, reparații, pe toată durata concesiunii. Articolul 5.
se aprobă, pune la dispoziția concesionarului cu titlu gratuit a terenului necesare organizării de șantier pe durata realizării investițiilor. Articolul 6. Se aprobă punerea la dispoziția operatorilor din amănunte cu titlu gratuit a terenului necesar pentru amplasarea stației de reglare, măsurare pentru toată durata concesiunii. Articolul 7. Se aprobă dreptul de uz și dreptul de servitute al viitorului concesionar, a rețelei de distribuție asupra terenurilor și a altor bune proprietate publică pe toată durata concesiunii, astfel. A. Dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vedere realizării, reabilitării sau modernizării obiectivelor și sistemelor. Punctul B. Dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității prin efectuarea revizilor, reparațiilor și a intervențiilor necesare. C. Dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor, sistemelor și pentru accesul lor la locul de amplasare a acestora. Dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri. Dreptul de acces la utilitățile publice. Articolul 8. Terenurile necesare realizării acestei investiții și care se vor pune la dispoziția concesionarului cu titlu gratuit aparțând de drept domeniului public al Comunei Bârsănești de sub Bacău, cu satele Bârsănești, Ambele Brătești și Caragrău și nu fac obiectul vreunui litigiu. Articolul 9. Localitățile Bârsănești, Ambele Brătești și Caragrău, aparținătoare Comunei Bârsănești de sub Bacău, nu au fost concesionate niciodată, nu au avut cotă de gaze și nu există lucrări de gaze executate până în acest moment. Articolul 10. Finanțarea lucrărilor urmează să fie suportată de către Comuna Bârsănești de sub Bacău din bugetele proprii și din alte surse legal constituite, credite, fonduri guvernamentale și neguvernamentale. Articolul 11. Cu aducerea de plin a prezentei hotărâri se împuternicește primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău. Articolul 12. Secretarul General al Comunei Bârsănești sub Bacău va comunica pe rețeta hotărârea autorităților și persoanelor interesate și o va duce la cunoștință publică conform prevederilor legale. Mulțumesc! Discuții. Vreau să vă întreb dacă știați că pe proiectul existent de gaze, distribuției gaze în localități comune Bârsănești, s-a ținut licitație, a existat o firmă care i s-a încredințat un contract și la acea licitație au venit și reprezentanți din partea Consiliului Județean. Referitoare la asta, referință la procedură, la calitatea actelor, a documentației. Deci, să nu-ți mai zic când îi depăși, când nu-i bun, când nu știu ce. Deci, în 2004, în aprilie, doamne, s-a făcut. A venit doamna Gireanu și într-o sâmbătă. Deci, nu putea să spuneți că ăla nu-i bun, ăla e greu. Deci s-a ținut licitații cu delegații, directori la Consiliul Județean, care cu legea, cu toate cele puși la punct și au fost în regulă. Și e în regulă și acum. Acum, dacă s-a considerat că amplasarea SMR-ului, stația de măsuri și reglare, nu-i bună, e de acord. Să pună unii trebuie acolo. Deci, nu cred că din proiectul ăla nu-i bun nimic. Deci, e bun. În afară de amplasarea SMR-ului, este în regulă toate cele. Acum, sunt expirate avizele, o să abțin alte avize, dar asta nu ți-am proiectare, peste proiectare. Deci, la Caraclău, când s-a făcut acum drumul, pe altă proiectare. Deci, în 2012, în aprilie, s-a venit la recepția lucrărilor pentru asfaltarea făcută în 2010, de Cășuneam. Așa, și inspecția muncii i-a spus așa inginerul din partea constructului, trebuie să-mi pui cartea tehnică și aia așa aia. Deci ăla n-a făcut... Inspectoratul de stat al constructului, nu omul al muncii.
Am unde? Scuze, deci inspectoratul de stat în construcție, din partea ECE. Așa. Eu atunci am fost președinte de comisie, de ECE. La excepție parțială. Nu la excepție parțială. Sau la terminarea lucrărilor. La terminarea lucrărilor, că tocmai în 2012, da. În aprilie. El a fost executat în 2010, toamnă. În 2009 a fost. În 2009, în toamnă. Și, deci, lucrarea s-a denumit proiectare și executare drum DC-153. Deci a fost proiectare și executare. Acum, la reparație, din nou, pe aceeași chestie, iar proiectare la proiectare. Probabil că s-au folosit de același proiect, să nu știu. Deci, deci, ce vreau să spun, să nu se întâmple așa și la gaz, adică să meargă la societatea proiectului, a gata, pistic, topiul ăla, deci... Plătim mai multe proiecte, deci, proiecte în continuu. Proiect la proiect. În 2017, legea gazelor s-a schimbat din teren. Deci nu se mai face decât cu concesionar. Singura care aparține cheltuiala este cheltuiala primăriei pentru SMR. SMR-ul este cheltuiala primăriei. Sau prin fonduri, ați văzut cum scrie acolo. Restul concesionarul vine, dacă știți și situația de la Leves, că sunt între aceeași situații, concesionarul e omul, dau exemplu de acolo, a venit frumos, a luat linia, a modernizat-o și i-a făcut, își ia banii de branșament. Deci nu se mai face, deci primăria nu va mai construia rețea. Rețeaua o face concesionarul, de asta dacă ați văzut un proiect de hotărâre acolo, spune să-i creezi un anumit număr de drepturi. Da. Da. Deci înțelegeți, acum mai. Noi facem SF-ul, după ce dacă facem SF-ul, reușim să facem SMR-ul, după aia stația aceasta să vă face proiectul o dată cu concesionarul, cu altă, să licitează de concesionarul, deci s-a schimbat din termenul legea gazelor. Nu mai este ce era până în 2017. Deși eu am citit, dar am rămas un pic masă, că eu știu la SF-ul din 2012, care erau condiții, că s-a făcut acolo o reactualizare care era consilierată atunci, dacă faceți aminte. Deci nu mai, nu știu dacă a mai rămas 10%, dar 10% e mult. 8% din ce era în SF-ul ăla și ce era. Dacă îmi permite să completez această, domnul Petru, acum sorții de izbândă ca să nu mai tot plătim la proiecte, peste proiecte, adică faza asta de proiectare la proiectare, să plătim în continuu. Care ar fi sorții de izbândă cu această rețea de gaze? Avem vreo șansă sau nu mai ne aflăm în treabă? Noi sperăm din ce am vorbit și cu proiectanții și cu comuna Heliciu, că și ei sunt în aceeași situație, comuna Tăzi Protocol, ei sunt în aceeași situație. Tragem speranța să fie, deci prima care putea să o face este SMR-ul. Dacă am reușit de a făcut SMR-ul, pe urmă totul este ușor. V-am spus că atunci concesionăm către un concesionar. Aducem un concesionar și ăla se va ocupa de rețea, nu ne interesează pe noi. Deci noi trebuie să ne zbatem până reușim să facem. Datorită faptului, conducta trece pe la noi. Eu, în momentul să am mai discuții și cu reprezentanții de la RomGaz, le-am spus, de trece conducta prin cap. Nu le-am spus prin coastă, prin cap nu trec. Și atunci mi-a spus, faceți adresă către medie și am făcut adresă către medie, ne-a venit aprobarea de la medie. Deci fără nicio problemă. Singurul lucru trebuie să respectăm niște condiții. Ca să avem mai ieftină lucrarea, trebuie să căutăm un teren care cât mai aproape sau chiar pe conductă, dacă se poate. Deci ăsta e primul pas. Pentru SMR. Pentru SMR. Cu cât SMR-ul este mai departe, de da, toate cheltuielile sunt mult mai mari. Da, mulțumesc. Trece pe la zona Vrăbăi și pe la... Deci, acum noi trebuie să căutăm un teren, ori în zona Vrăbăi, ori în zona pe dealta la Caracalău, dar sunt mulți termeni, trebuie să aibă acces până acolo, multe condiții. Bine, astea n-ar fi greu de făcut. Iar al doilea lucru, mai avem una, o să vină LNG-ul, vă spun de la inimite, dacă... Uite, am zis cumva, de verse, dar o să spun acum, toți suntem în cadrul ăsta. Comuna LNG-ul este un pas înaintea noastră. Așa. Noi trebuie să dăm lor o aprobare ca să treacă conducta lor către Brătila pe teritoriul nostru. Ei, dacă noi, când o ajunge la concesionar, reușim să avem același concesionar ca și ei, din conducta aia ne putem branșa și noi. Deci ar fi o economie pentru noi, că partea de jos a Bursăneștiului ar fi înțepată la gaze din conducta lor. E vorba de estimire, de românești. De la ce? E vorba de estimire, adică din țara lor este estins tot. Păi da, am spus că are condiții. Da. Deci, eu totuși sunt un pic optimist, nu cred că pe termen scurt
dar un pic mai așa, știu, 2, 3, 4 ani sper să vedeți. Domnul proiectantul decide unde o să fie ambasată stația? Nu că proiectantul. Proiectantul vine și vede zona și ne-a spune, bă, dar aici ar fi bine să plătești puțin. Și după aia depinde de noi. Trebuie să cumpărăm terenul sau ce-o fie acolo. Da, cum a fost și cu puțurile de apă. Da, 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 da. Tot cam așa. Da. Când am stat să luau la rama cu gazele, domnul Vici, domnul Blanaru, astăzi pe mine. Cu ce? Știa ei, este proiectul făcut, deja este montat tot, acum ea o luăm de la zero. Și să fie montat. Și să fie, bă, nu ești la zero. Stații, că nu este tot era pregătit. Băi, tu am înțeles că nu știi ce așa pregătit. Nu știu, nu știu. Noi ce am vorbit una, lăsă-mă un pic de rău. Nu am vorbit una, am spus că în 2012 s-a plătat în locul stației din pompare, în 2012. Ei, acum s-au schimbat condițiile. Trebuie luat de la zero. Aia a fost atunci. Nu știu ce vorbesc. Păi, ai spus că... Ce mai spuneam? Ce s-a întâmplat cu proiectul? Păi s-a întâmplat atunci. Acum este situația. S-a întâmplat și ce nu, este totul în regulă, dar nu rămâne nici la nimeni. Acum ne-am văzut că e legiu. Are un pas în fața noastră, ne-am trece și noi. Vom vor să vedem, vrem și noi gata. Știți de ce are un pas? Domnul Vici a spus. Știți de ce are un pas în fața noastră? Care e condiția că e luna trecută? Când îi dăm drumul? Când e gata? Când o terminăm? Ce aștept?
așteptăm. Să striceți mai toate cea gata. Consiliul este în termen, deci el pune la limita la care este în termen, poate să-l iată la limita de drum. Să nu dați dată și putem în asta să știm și noi. N-am deci în altă să răspie gata. Da. Să știm ce răspuns să dăm la copii, la oameni, la regă. Nu știu ce răspuns să mai dăm. Nu la copii, la terenul de sport la lor. Noi poate din 10 zile sperăm să fie tot. Nu mai, cartea tehnică, nu de asta. Și am văzut că a semănat iarba, gazonul. Nu știu dacă am văzut, erau acolo. Am făcut demers. Nu știu ce să mai răspund. Acum că aș vrei, până noi suntem în confort, până până în Magnus, treaba lor, nu avem ce face. Știe ce era. Semănat astăzi, iarba. Asta s-a făcut și pentru Bursănești. Altceva. Deci, o să înceapă și centrul de tineri, dar v-am spus, dacă vreți să mă duc cu... O să înceapă, trebuia să fie gata la asta, cum o să înceapă? Dacă nu să mâncăm în casa lui, să facem drumul, să facem coduri, să facem ce să facem și pentru proiectul este gata. Proiectul este gata, trebuie să mă duc chiar la fir, la ea, la verificare cu el. Eu vreau să pun în discuție drumul comunal 158, porțiunea care nu este asfaltată. Cât mai durează, cât mai trenează această situație? Săptămâna trecută am fost la un furtor, la 10 transfer de promisiunea ne-a zis că săptămâna care vine, vine și plana acolo. O vorbim cu DPP-ul, doamnă cu ei. Acum, nu mai știu ce să cred. Până nu văd acolo din altă, nu mai pun nimic. Eu problema să mâine mă duc la Iași cu proiectul la fir. Știți că s-a pus în discuție domnul primar, din multe ori s-a pus în discuție această situație. S-a amânat de vreo 3 ani de zile trebuia executată lucrarea. Tot timpul s-a găsit soluții, dar totodată nu s-a făcut niciun demers către autoritățile statului să-l tragă la răspundere pe constructor. Bun, am înțeles. S-au găsit diverse situații că nu s-a putut finaliza lucrarea, mă rog. Care le-au spus ei și care le-ați enumerat și de atâtea ori de care am întrebat. Problema este, de ce nu se fac niște demersuri să fie tras la răspundere dacă nu mai termin odată? Că noi stăm așa că există proiectul ăla, există lucrarea care stă întreruptă de, v-am zis, repede, de 3 ani de zile și s-a dat vreo 3 termeni până acum de amânare. Nu mai există nimic de spus sau nu știu pe ce să mai poți amâna acum. A tot trenat și nu știu până când. Noi am trimis tot timpul adrese către ei. Păi nu știu. Acum, ultima întrebare. Ați făcut un demers către autoritățile statului care a primit, a primit finanțare ca să fie sancționat? Faceți niște demersuri, domnule, dacă nu. Că așa, domnule, trebuie simplu, tot felul, deși... Pentru autoritățile statului care a spus care a subvenționat lucrarea, care a finanțat lucrarea, că a finanțat în total. Ia bine, vreau, domnule, ei până nu le se termină termenul lor de finanțare, nu iau nicio măsură atunci, că le se termină contractul lor de finanțare. Problema e, dacă facem, să facem către ei, da, trebuie să facă ceva, aici e ideea. Da. Bine, nu, nimeni nu caută neapărat un, cum să spun, un fenomen sancționator. Și nimeni nu caută să fie cineva sancționat. Problema este dacă s-a pus în executat. Domnule, să termină odată lucrarea, nu. Asta nu știu. Știu că vreți dumneavoastră să facă niște demersuri, dacă nu se poate pe calea mea de constructor. Haideți să trecem la pașii următori, care sunt prevăzute de ce poți să urmezi, zic eu. Eu nu arăt. Vă dați seama, stăm așa și stăm pentru 100 de metri. Bine, probabil că mai sunt și alte... ăsta lucrări de făcut pe acolo. Nu știu cum o să fie și cu ăsta, cu recepția lucrării. Cum v-am mai amintit că a creat drumul, deja sunt probleme, s-a lăsat. Na. Asta era singura. Atât am avut de spus. Da, problema drumului. Sper că dacă nu reușim să asfaltăm, să găsiți o sursă de bani, să aduceți câteva mașini de soc, de balast sau ce credeți noastră, pentru că e stricat, cel puțin prin sate foarte stricat și trebuie intervenit neapărat. O a doua problemă e problema cu acele pubele pentru selectare. Ați avut atunci probleme cu persoana respectivă, ați preferat să nu vă implicați, s-au mutat în fața bisericii. Vă anunț că și noi o să facem o sesizare către toate și către mediu și că asta nu mi se pare normal să stea în fața bisericii. Am tot solicitat mereu să încercați să le amenajați, să le închideți,
Nu se găsesc bani de finanțare, dar se dă 5 miliarde la sport. Frumos. Deci cam asta. Deci, nu o să facem pe nici nouă cu mine ca biserică, să ne stea în fața bisericii și m-am săturat de strâns mizerie, de strâns gunoaie, de strâns... S-au aruncat în șanță acolo și acolo a stat. Deci ați preferat să nu vă implicați, deși persoana respectivă n-avea niciun drept și niciun adevăr, dar ca să evitați să vă implicați, ați preferat să duceți-le în groapă acolo și lăsați-le acolo, nicio problemă. A fost dat și stricat, s-a făcut sesizare și către poliția și o locală și către locală. Nu s-a luat nicio măsură. Deci asta... Nu puteți spune pe implicarea, dacă știți că am fost și cu mediul acolo, nu știu dacă știți. Păi și dacă atunci în fața bisericii poți sta, dar acolo, de ce n-am putut sta acolo? Sunt temporare. Nu temporare, dar ce înseamnă temporare? Dumneavoastră temporare înseamnă an de zile. Nu e an de zile. Ba chiar așa e. Acolo. E pus de două ori, da? Păi de două ori, dar se pare normal în fața unui biserici să stea cu belul de gunoi? Dar nu stai gunoi, deci când interpretați? Se pune gunoiul. Deci se pune gunoiul. Se pune gunoiul. De nu știu câte cei din ce toată am spus mereu, haideți să găsăm, să ne încercuim un pic. Spune-mi să facem, am vorbit cu un... Când de jumătate de anul de asta, ce să facem? Să vină, au un mult de drum, cum o să vină, să vedem, să ne fac un deviz, cât poți să înțeagă din ăla și o să vedem, poate reușim. Și o să facem și noi către mediu, să semnăm toți membrii biserici, să vedem dacă e ok, să vedem. Mulțumesc. Iar cu drumul, azi am dat referatul către achiziții pentru achiziții contractul al stat. Da, dar nu două, trei mașini, să le aduce, să ne împărtiți o dată pe acolo și... Domnul era aici. Deci permanent am ferat, ultima oară când în toamnă s-a până la autocredere, tot bulboze, tot... Câte ați adus, domnul viceprimar, în toamnă? Câte mașini ați adus? Am trecut, o să mă uită să vă spune exact. Vă spun eu, 3-4 mașini. L-am spus pe acolo, pe acolo. Nu s-o am întrebat, o să vă spun. Ultima oară am dus în decembrie, când am dus operatul, 4 mașini am dus. Deci, în decembrie, nu vă vin, da. Tocmai asta am spus. Da, și de tot anul. Deci, trebuie împărțim mereu. Trebuie și la Plătești, trebuie și la Caracol, trebuie și la... Cum se găsește să se dea miliarde și să... Așa putem investi măcar câteva sute de mii de lei, ca să putem aduce 10, 12, 20, dacă e nevoie, ca să facem tot drumul din punct la punct. 15 mașini vreți să aducem. 15 mașini, nu chiar am să stau să denumă. Nu, am trecut în primul an 20, nu, da? N-ați 20 niciodată, nu s-a dus degeaba. Da, n-are rost noi. Da, mulțumesc atât. Așa încă ceva, îmi cer scuze. Deci vreau o întâlnire, tot a spus mereu, și vreau o întâlnire cât de curând cu cetățenii. Se poate face cu 50 de persoane, este aprobat, vă face pe terenul de fotbal, pentru că nu mai am explicații. Deci vă rog frumos ca să putem comunica, să spunem de ce nu se face și la albele, de ce nu, pentru că au solicitat oamenii și asta. Au solicitat să vină aici, am spus, momentan nu e posibil, pentru că nu e posibil datorită așa, dar vreau o întâlnire, domnul vice, domnul primar, stabiliți dumneavoastră, da, eu organizez, dumneavoastră stabilez ziua și o organizez. Da. Nu, când pot oamenii, nu, noi putem veni oricând. Ok, mulțumesc. În Consiliul Local am stabilit noi că terenul ăsta de sport sintetic, cu scump, deci de la școala de centru, rămâne pentru elevi. Intră elevii cu profesorul și sunt cu ei după programul școlar. Acum i-ați dat drumul să-l strici. Erau duminică vreo 20 acolo, care cu crampoane, care cu bocanci, care... Dar nu mi-am dat numai, dar vă rog, dacă înseamnă că nu mai există autoritate în comuna asta, din niciun fel. Și după aia veniți că trebuie să repară, îmi dăm bani. Ce le repar? Domnul primar, da, trebuie să repar de banii mă tăi, dacă vrei să-l mai repar, dacă nu, lași așa. Trebuia să-i pui lacăt. Dădeai ideea lui doamna directoare, îi spuneai doamna directoare aici așa, îi spuneam doamna, îi spuneam noi, îl chemat aici, ăsta este pentru școală, sub lacăt, este scump, nu mai avem bani să-l reparăm și elevii sub supravegherea profesorului îl aveau, eu știu, 15 ani de fără reparați, dar acum se face praf toți. L-au scos, ori să joace pe arena națională de 5 miliarde, așa. Vom mai face asta. Atât. Nu mai comentez nimic. După ce s-a aprobat proiectul de 5 miliarde pe teren de sport, fiind cu, știind cu toții că mai avem 8 miliarde de tot în excedent, deci e fără cuvinte. E distrugător la cer. Ce poți să mai ceri? Când tu mai ai 8 miliarde în excedent, bani cu care
ai putea să investi, să faci altceva și să găsești o soluție alternativă cu care să construiești un teren de sport și tu bași 5 miliarde acolo, ai mai rămas 3 miliarde. Sunt curios, eu cu ce mai finanțăm? Dar nici 3 miliarde. 1 miliard și 100 miliarde și ceva să duci la proiectare la drumul la care acolo. Mai rămân 7 miliarde. Mai rămân 1 miliard 800. Să vedem eu cu ce finanțăm restul lucrărilor. De gaz, de ce o mai fi pe viitor? Să le vedem cu ce le mai finanțăm. Domnul Blanca vrea să înfințeze. Nu mai contează, că și tu ai votat pentru. Dar așa că tot azi, suntem în aceeași oală. Sunteți în aceeași oală. Ați luat teren de sport? Băi, ăla nu rămâneți pe. 5 miliarde. 5, 4. Eu aș plăcea la 5 miliarde. Numărăm. Când ce-am vrea să s-a făcut, ție a fost bine, nu? Eu am spus că care trebuia să faci. Eu am spus că trebuia să faci. Erai singur care trebuia să faci. Eu sunt singur. Sunt singur. Că voi lua niște palme la proiectul ăsta, că am fost singurul de aici care am votat împotrivă. Nici pentru, nici nu m-am abținut, am votat împotrivă. Doar dintr-un singur motiv. Nu sunt bani în comună pentru a investi total 5 miliarde din bugetul primăriei. Trebuia să fiți conștienți de treaba asta. Mai sunt 8, mai erau 8 miliarde din care un miliard și ceva se duc pe studiu și pe proiect la Caraclou și restul, vedeți cu ce mai facem. Băgați gaze, băgați, ce mai vreți de acum? Hai să fugărim tineretul. Să nu trebuie să-l fugărești! Poți să găsești să face din nou la religioi, cinstea noastră, deci poți, dacă ești un primar bun, dacă ești un administrator bun, poți să găsești și altă sursă de finanțare. Nu neapărat, gata, avem un excedent, ce facem? Un teren de sport, ce mai ușor? Nu? E ușor asta, nu? Este necesar. Este necesar. Nu? Este. Eu nu sunt împotrivă că nu e necesar. Era necesar de mult treaba asta. Problema este că nu era momentul acum. Nu, dar când există atunci? Da, când există atunci. Când o să mai fie niciun leu? Da. Hai să fugăm din tine. Era echipa, că juca de echipa săracită la elegiun, că era momentul. Acum că sunt chiar probabil de alege. Că vrea totul planatul consilier. Nu vrea să dau consilier. Păi era asta e miza. Satul din la Caracol nu are asfaltat de la deal. Vasile, trebuie să te anunț. Cum mai bate Caracol? Eu, începând de când se termină mandatul ăsta, eu m-am retras. Că s-o știi, poate nu știu oficial, să spun oficial. Iar deci, nu știu pentru care are alegeri, sunt nicio. Și nu am să retrași, că n-ai făcut asfaltare la Caracol, jumătate de la deal. Mi-a ajunge două mandate. Și nu am să retrași, nu am să vină alții mai deștepți. Poate nu știu ce trebuie face, domnule. N-ai făcut nimic de lui. Nu, să zic, eu am făcut, eu zic că am făcut destul. Hai să încercăm, da. Doamna președinte, dacă poate să încercăm drumul. Domnul Vinie, să domnul Feric, să mai aici ceva. Domnul Lazar. Legat de drum, și colegul zis de balast, probabil, dar trebuia gândită treaba la banii care au fost și până când vin aprobările și pe satul Valgării, și pe drumul ODJ-ul, știu ce așa. Trebuia făcut o socoteală așa, deci din banii aia să se dea măcar balastul să se pună. Da, cum era o familie asta, nu se duce acolo. Da, nu știu dacă e bine să-l dau, dar până la urmă casă, fii, o fii. Stați așa, pe urmă lui, așa, este drumul comunal, da? Așa, de ce nu vă dați interesul măcar la drumul comunal? Ascultați un pic. Așa. Dumneavoastră, balastul care îl bag de la Nuc și până la dincolo, de unde credeți că bag eu? Păi de unde îl băgați? Îl băgați tu din... Și acum este drumul. Acum este drumul ăsta. Domnul, vă întrebeați o dată română. Eu mai bine mă duc pe zona asta acasă, decât pe zona asta la altă energie. Dumneavoastră spuneți așa, dar domnul Ianache, ce spunea acum un an când am zis să facem un proiect de altă muncă, decât să facă acolo, mai degrabă facem... Păi da, nu faceți nici pe cea la și nici pe cea nu faceți. Dar măcar balată, domnule. Dacă nu ziceam eu, băgeam, domnul... Măcar pe zona noastră, pe comună. De asta s-a făcut. Nici măcar balastul nu este. Concesiunea la băștia, la apii și luați balastul și măcar balastul puneți ca să ajungem și noi cetățenii la comună aici. Știți, n-a fost în stare nici să-și ia cota de balastul când am putut să o luăm din tablă.
Ăsta peste ideal să știți că trebuie presat cu cilindru, dacă nu crezi. Nu, 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 colaborare. Nu e adevărat. Domnul Masur poate să revenit după aia să vă dea voi și nu mai dă voi să vă dea. Bă, da, da, da. Domnul Lazar, dacă ați atât cuvântul, lăsați pe domnul Lazar, vă rog frumos să-și termine. Toate e problema. Ce problemă? Zic, am zis că în colaborare cu agricultorul, că au ce interesă să meargă, să lucreze terenul. La alte lune au ei luat în concesiune terenul și poate să, cu transportul, cu balans, cu una, cu alta, să-ți ajut. Da, puteți fi dat răspunsul. Pe mine, dacă mă prinde ploaia în vârful dealul, nu mai pot ajunge nici la alte, nici la Băsănești. Eu trebuie să dorm în mașină. Ce asta e, de atâta timp. Trebuia, dă-i un miliard, hai să dăm acolo și la poștie și e să cărăm balasa acolo. Și domnul Petru, câți bani ați băgat când ați balasat la poștie de ala? Da, păi de acum... Bun, întreg de acum... Cât a durat balasa la poștie de ala? Două zile. Stai așa, 2008 până 2020. Mă întreb de-a cu 12 ani. Deci balasarea peste deal, de ce 154, a durat două zile. A cărat balasa, s-a făcut tot, a venit la două zile o ploaie, s-a luat până a rămas un grad de balas, tot era în iarnă. Asta din cauza pentru că nu s-au făcut șanțuri. Deci acolo dacă trebuie dus balas, trebuie presat în cilindru cu un factor. Dar să duci la balas. Și așa s-au și văd. Da, cam asta-i treaba și văd că suntem lăsați. Domnule, căutăm actele. Mă întreba de cu 12 ani. Nu, nu mă interesează. Păi sunt 12 ani. Da, este mai greșit, dar nu să zic că vă borat balasarea. Ce bun 20 ani. Să balasă 30 ani. Nu, nu, cât a rezistat. Cât a rezistat. Cât a rezistat pentru că s-a făcut șansa. Și a spălat tot balasă. Ceva... Dar nu e o soluție să nu mai continuă lucrarea. Deci nu numai șansă. Acolo, dacă se duce, trebuie să ai cilindru compactor, să intri în pământ. Nu numai nu șansă. Și șansă și cilindru compactor să-l presezi, să intri ca lumea. Înțelegi? Este din notorietate. Nu. Este din notorietate. Când vine ploaia drumurile pietruite, spală. În pantă, mai ales în pantă. Este din notorietate, nu trebuie să tot o repetăm. Da. S-a dus, trebuie refăcut înapoi, asta este, ce să faci? Aseară, până noi, ce? Deci acolo este un sac fără fund, dacă putem să ne exprimăm așa. Da. Pe drumurile pietruite sau balastate. De fapt, dacă vine o chestie, poate să-l... Dar nu că putem să-l lăsăm așa, că vine ploaia. Asta trebuie de dracu, să nu mai consum an de an bani pentru balastare, să o asfaltezi. Și aia asfaltați și aici costă cheltuială. Deci nu stai pe la toată să o balastezi. Tu ai proiect pentru asfaltare și mai asfaltat și... Da, nu văd, vă zic pentru asfaltare. Banii nu ne vin. Păi, dar nu avem bani în buget? Da, zic. Tu știi că costă un kilometru de asfalt? Cât? 2-3 miliarde. 6 miliarde de pasă. 6 miliarde de pasă un kilometru. 3 kilometri pe până în Avrii și mai este în interiorul satului. 4 kilometri. Păi da, eu am cerut pentru moment satul pe ceva. Noi, 2 și ceva, nu știu, 2 și ceva. Cum poți să nu avem. Da, îți găsim motivul, cum știu. Deci domnul Ianache și eu îl susțin pe chestia asta, pe interiorul satului. Revenim să-l sprijinim pe domnul Lazar, trebuie făcut drum cu legătura cu DG116. Așa se face normal, nu? Cu ce se face de vedere la construcție. Nu sunt expert acolo, așa, la atâția kilometri, cât sute de metri cub de balast trebuie, pe kilometri. Trebuie 100 de mașini, 100 de mașini. Atunci avem un etaj, cum este satul. Să avem și noi legătura cu pomul. Asta trebuie. Domnule, și eu sunt de acord. Domnule, dați-mi să vă pot zice numai. Din excedent. Trecerea. Din excedent numai cu proiect să facă. Da, păi și faci proiect. Și nu cred eu că poți să faci proiect pentru asta. Nu. Modernizare drum. Modernizare drum. Domnul Lazar. Atât. Vă mulțumesc. Domnul primar, am discutat. O săptămână, dacă ne-a lăsat tractorul cu remorcă și buldo, să mergem la Corhan, că noi avem balastul nostru.
Lasă-mă, tot trebuie ca pe Facebook ce-am pățit, dar nu-ți balas de ala și am făcut din tot rahatul, prima piatră mare, toată lumea, uite-te pe Facebook. Pe Facebook? Uite-te pe că am adus cu piatră, poate sânge. Ăla-i balasă, de ăla e cu ăsta cum se zice, că se tațează. Nu, nu e mărunt, nu e mărunt, e mare, îți vor o mare mare, sânge, am dus. Păi dar am fost noi, am băie și cu tractoristul. Și s-au umplut Facebook. Și s-au umplut Facebook, că am umplut rătește de sânge. Mai pus și caratul care nu este... Da, poate eu vă zic că e cărămiz. Nu cărămiz, mă, am dus noi, sunt zona mea. Am dus de la Osoi, de acolo, așa, de la Capraru Claudiu, sau cum da. Așa, așa, am sus de acolo, am venit la bar și am dus vreo 4 remorci. Și eram și de într-adevăr, erau așa. Și după aia, după ce am pus asta, am adus balasul de la Bristănești și am pus pistiel, ca să-l îndreptăm. E mare, nu merge. Nu mai, la început a fost mărunt, s-a luat acolo. Și a fost bun, s-a luat tata aia pe la bălat, de acolo, tot a fost. Chiar s-a luat foarte bun. Și o să stâng. Dacă găsim în altă parte, nu ceva mai bine, nu am venit. Este și la Gorvan. Da? Este un pic mai, dacă înaintați pe drum puțin, găsiți la fel de la mărunt. Pentru, să zicem așa, pentru umplutură. Păi da, nu e prea la drum. Pentru umplutură și de sol. Să fie un sol, ok, e bine mai ușor să faci. Da, 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 da. Poate mai bine. Da. Dacă pun sori de zi, nu așa, așa, așa. Mai mai tați de acolo. Idealul cursului nu puteai să te prăzi de acolo. Am fost acolo. Care am din Corvara. Știi ce se întâmplă, Florin? Atunci am văzut și eu mai înainte, tot venea din munte și el când venea la vale să le rupea, să sfărăm. Ei, acum nu mai bine, lucrez cu vegetație, lucrez cu copaci, nu mai bine. Totul ce e pot să sap din munte și în munte stând. Eu cred că mai ușor la Corvara dacă sunt de acolo. Nu știu, am trebuit, am trebuit. Trebuie să arată, vârful găleanului. Păi dar nu mă stacă, mă aduce până... Pe chimiță, pe... Mă, așa... Pe Volga. Pe Volga. Știu, până la... Popa... Așa, uite ceva, băieță... Popa nu se era în două locuri, chiar era rău. Și am pus... Era un știu de el mare, am pus... Piatră de atât, și am pus balastru. Dar până am așezat piatra aia și până am venit cu balastru de Ajoania... Da. Nu fiind. Nu, nu noi mulțumim nici ăsta. Cu nimic. Îmi spune că dacă n-arunci, că nu știu ce, că îi duci, nu-i bun. Când nu-i duci, iară. Nu-i mulțumesc cu nimic. Că ne-am mălăit cu toți. Și altceva, domnul primar, șanțul ăla de la fosta grădiniță, dacă da, băieții de la... Da, da, da. Așa și pe mușă. Ați văzut și pe găleana curățat pe... Da. Și acolo la trebuie curățat și pe mușă. Pe pamă. Dar da. Mușă vine de la... De la școală până la biserică. Da, la intersecția cu biserică. La intersecția cu biserică. Până la coliță sus. Da, da. Dar acolo, cred că jos la țeapă aia s-a făcut. La țeapă. Vine pisic cu... Așa, se formatează. O expirată timpul gospodăriei de prima. Ce faci cu curățirea școlii tale? S-a dus perioada curățenii. Da, am curățat și săptămâna trecută. Și ieri a fost cu băieții la acolo. Da, am stat așa. Deci în perioada martie, după 23 martie, mi-a venit adresă de la aprobațiune și de la asta cum se spune, de la asistență socială, să nu-i mi se poate pentru. Abia când reveni, revenire, acum veni după ce s-a terminat starea de urgență. Când v-ați spus să șediți că nu era bine perioada, nu ați văzut să șediți. Da, nu poate să facem asta acum. Ce nu știu ce se face. Nu-i problemă. Mare e o problemă. Ai terminat? Am terminat. Așa. Trebuie toaletată vegetația pe... Știu, pe... Mașina Domnului. Pe DJ, pe sat. Și acolo la școală trebuie sudată poarta aia. Sudăm și poarta, cum e doiță acolo, sudăm poarta, avem aici. Da. Mai s-o plătea. Mai s-o plătea. Mai s-o plătea. Este o clasă de gata, dar m-am ridicat-o eu în picioare. O tăiată, ce Dumnezeu Sfântul, era în bălărie acolo aruncată. Una pe aici, acolo. Da. Păi nu a fost bărat, câte am făcut? Multe am făcut. Care a fost tăiată? A fost tăiată și una la bături, sunt 10 clasă. Da. Și acolo o să ajung și eu, o să vă dau niște erbicid, dată pe vegetația care o încălecat gata acolo. Păi noi am cumpărat pompă, avem pompă, am fost sopit. Că arată urât. Atât. Eu am o singură întrebare.
întrebare, ca să pot da răspunsul la câțiva cetățeni cu Comuna Biserică. Ce se întâmplă cu cetățenii care nu se duc asfaltul la partea aia? De exemplu, eu nu vine asfaltul și mă întreb, mie când mi-aduci? Că așa mă întreb. Ce se dispune? Conform proiectul care s-a făcut, s-a făcut proiectul și acum s-a făcut. Da. Tu duci până într-un loc, de acolo nu se mai duce, poate foarte mult să se îndreptați. Așa este. Proiectul a fost măsura 7.2. Măsura 7.2 era acolo o întreprindere, o instituție, o școală, o sport, un cimitir. Au fost 450 metri pe uliță, 250 metri pe altă uliță, 50 metri pe altă uliță. Și noi ajungem o dată la concluzia asta că se programa asfaltul și la oameni. Sperăm. Da. Eu am vedea voastră. Domnul Gălaru. Da. Profesorul a distribuit niște culturașe cu informare că pe 17 iulie colectează electrocasnice și alte deșeuri. Oamenii întreabă, aceste electrocasnice, pentru aceste electrocasnice, primesc ceva contra cost? Nu. Nu, ca să dispunem oamenii, nu se știe. Referitor și la Balastrade și la Caraclou, sunt acele ulițe care ne sunt așa sus. Săptămâna de mine, și acolo. Și drumul, o să sun și eu la doamna Anastasia, aia cu drumul, că nu am făcut nesimțit și am certat-o pentru că nu-și face treaba bine. Și am să-i spun acum cine este în realitate. Ce? Doamna, n-a mai venit. Cea care trebuia să vină să remedieze drumul la care vreau. N-am mai cerut nici bani, să-mi cer scuze, să-și rugămintele este nu cumva să scăpăm bani. Să nu scăpați bani, aia. Recepții. Nu trebuie să fie recepții. Bani după recepții. Pentru că așa vreau de bani. Dar nu trebuie să scăpăm bani. Domnul Cătăriu, mai aveți ceva de completat? Nu. Eu tot cu toaletarea. Este dudul ăla de la Iriada, acolo, deci a făcut asfaltul ăla miserabil. Și tu când după aia face frunze, e doar. Și mai e o problemă, s-au primit niște adrese în legătură cu pământul, pe unii tremuri de televizație. Am fost întrebată, eu am întrebat și eu la rotul meu, nu s-a mai primit niciun răspuns. Ce trebuie făcut? Cine știe cu adevărat că are terenul acolo, poate să vină să depună cerere. Dar noi lucrăm adresa aia când... Dar nu adresa. Tabelele alea când s-au făcut prima oară, ăștia de la Transgaz au venit, hai, repede, că nu e niciun problemă, nu oricum. Ei credeau că să merge exact în varianta când a fost schimbată conducta aia. N-a mai fost așa. Este hotărâri de Consiliul Local, cu parcelă, tablat, tot. Ei au venit în iarnă, era anul trecut, la 2014, iarnă, era neamitică, dacă el știa că era de tot, dar hai, neamitică, nu e niciun problemă, trece, mă da, aici și nu știu ce. Acum, când au venit cu adresele, nu corespunde, dar la nu corespunde, parcela nu corespunde nimic. Hotărârea de guvern nu e valabilă. Ei, noi avem o convenție de 2 săptămâni, în chinuim, a fost pe teren, am luat-o la pas, de capătă, cu capătă, om cu om. Urmează spre sfârșitul, nu cred. Cred că la bomanță, miercuri, săptămâna e la unde să terminăm noi etapele. Îl le dăm, merg la guvern să facă rectificare la hotărârea de guvern care au dat-o ca să le se dea bani. Păi și după aia o să vină să ne pun cerere. Păi eu am 3 plicuri, de exemplu, pe mine nu m-ați informat că a fost pe terenul respectiv. Dar nu am informat pe mine. Noi am fost să verificăm exact în ce stat la asta datează, ce parcelă, dacă este persoana respectivă sau dacă nu este. Da. Asta deci cât mai vrează asta, mai este un termen și acolo, la adresele primite. Nu cred că o să se prelungească termenul, sigur. Deocamdată nu mi-am reușit. Este un termen. Este termenul cu, dar dacă ălea nu sunt valabile, o să vină alt set de adrese. Deci după noi detaliile care se pun exact cu parcelă. Deci sunt oameni care au terenul de straja și ei au primit plicul. Da. Legat de proprietare cu pădurile. Ați primit
vreun răspuns de la Nu. Păi vine din sezonul, omul trebuie să ne încurcheze, să dubleze. S-a fost doi cetățeni la prefectură. Am lăsat la registratură. Și noi suntem, să știți, în aceeași problemă ca și oameni. Greutățile vin în capul nostru. Am vorbit cu primarul de la Pitești. Am fost la o ședință la Căiuț săptămâna trecută, două săptămâni. Am vorbit cu primarul de la Pitești, ei au trecut mai demult prin faza asta. Da. N-au reușit să rezolve nimic. Da, deci n-au reușit. Vă zic, domnule, m-am zbătut. Dezbaterea moștenirilor. Da. Da, nu e o problemă. De exemplu, cetățenii care au case, mă refer în statul Caracol, cred că sunt situații în toate satele și ei nu locuiesc acolo. Nu știu, ar trebui obligat să vină să-și facă curățenie la poartă. Eu trebuie să fac curățenie fiecare dată acolo, să plătesc cum să-i tai apa, să-i tai gunoiul. Cum mă trebuie să știi? Bun, știu la cine. Pe cine poți atunci să fac curățenie? El face la Bocăneț, se poate la vie. Unde-i făcut tu? Vă făcut cu sigur. La Bocăneț? La Bocăneț ai făcut tu și la Bocăneț am făcut eu. Dar suntem vecini, nu? Păi, pe spatea față. Folosiți codul pentru nume, că nu mai aveți voie să folosiți nume. Folosiți codul ca la Ministerul Educației, doamna. Dar nu este dat pe proprietar. Da, nu mai e, trebuie mult. Nu mai să-ți morți. Da, dar nu e numai cazul ăsta. Că sunt foarte bunea. Știu, nu știu, dar nu știu. Dacă e nimic să nu știu. Dar ce se poate face? Ce se poate face? Nu se poate ca soluții, că am mai spus-o. Moral nu este corect să mă pui pe mine să curăț domeniul public. Normal și normal. Nu este corect. Chiar dacă este în fața proprietății mele. Da? S-au scos în țara asta niște legi de 2 bani, că nu pot să le numesc așa. Deci, eu pentru domeniul public n-am voie să fac nicio activitate, dar mă obligă legea să curăț domeniul public. Ce fel de logică e asta? Da, ce mai e? Hai, domnule, mai lasă-mă cu postul. Ce nu mă lasă? Cum ați fost pe la școală, pe la Rodica Cristea, acolo, stație? Măcar la aceste limite, dar până la lumea să nu fac numai. Ce este? Era vă bărge, bă, știe. Nu, cușurile alea de gunoi de câte ori, cred că dăm bani pe ele din ei s-ar capacilează, nu pun mâini stricat. Doamne, mergeți la picioare, mergeți în Constanța, faceți pur circuit la picioare, vă vezi un colț de gunoi sau o bancă, să stați jos, în centru orașului. Mergeți acolo să vedeți. Da, doamne, domnul Ferenț, să spus la bănci. Mi-a fi luat bărți. Ești venit la ce să-ți dă la președintă, încheie sănința. Declară doamne. Ședința din iulie, nu vă pot spune exact când anume se preconizează a fi, probabil că tot spre sfârșitul lunii, să vă prezentați rapoartele de activitate. Anul trecut eu am fost în concediu medical, nu vi le-am putut solicita, asta a fost conjunctura, din mai până în septembrie. Domnul Miron Costel ne-a adus, în octombrie am impresia, sau mai le-am maxime, da, le-am adus. Nu, vi-l arăt. Deci, în iarnă, după ce... Acum l-am înregistrat, nu știu, eu nu am adus la termen. Deci, vi-l arăt, nu e o problemă. Deci, dânsul are de anul trecut până anul ăsta de făcut. Restul, pe ultimii 2 ani. Opa. Da. Deci, eu l-am făcut și l-am depus la termen. Da, și eu l-am făcut. Nu știu acum, acum l-am înregistrat. Nu, sunt în prezentare.